Interviul săptămânii la RCIS FM. Mi-e dor de cer, mi-e dor de acea iubire, ce zi de zi în inimă reînvie. Mi-e dor de cer, de pace, de senin, de mângâieri, de cântec și de vis. Mi-e dor de cer, de glasul tău prea dulce, ce mă atinge în taină, de acolo, de pe cruce. Mi-e dor să-ți săresc chipul în oameni și în zare. Mi-e dor de tine, Doamne, mi-e dor de a ta îndurare. Mi-e dor de cer, de har, de veșnica-ți lumină, de cântul nerostit ce-n inimă suspină. Mi-e dor de cer, de a ta sfântă venire. Mi-e dor de mântuire, de taină, de iubire. Dragi prieteni, bună regăsire la interviul săptămânii. Am început într-un mod deosebit astăzi. Am început punându-vă această poezie care spune: mi-e dor de cer. Cui este dor de cer? Cred că la un moment dat fiecăruia dintre noi. Și dacă nu, ar trebui să facem astfel încât să ne fie dor de cer. Cum a făcut în viața sa ca cerul să-i fie ideal, să-i fie poate scop, să-i fie mod de viață? Pentru că da, până și viața poate fi cer, ne povestește sora Victoria Pop. Soră, bun venit la emisiunea noastră, la interviul săptămânii. Bine v-am găsit! Sunteți din Congregația Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providențe, vom spune acest lucru la începutul emisiunii, dar dincolo de toate sunteți un om care a trecut prin toate, îndrăznesc să zic, da. Atât cât am reușit eu să aflu despre dumneavoastră, dar vă propun ca împreună, în cadrul acestei emisiuni, să le povestim celor care ne ascultă pe RCIS FM sau ne urmăresc pe Angelus TV, să le povestim oarecum viața dumneavoastră. Pentru că, vă spun sincer, mi se pare mai mult decât interesant ca într-un om să încapă atât de mult. Și când spun mult, nu mă refer, bineînțeles, la cele materiale, ci mă refer la anumite chestiuni spirituale prin care dumneavoastră ați avut bucuria de a trece. Și vom începe prin faptul că ați fost botezată și crescută în religia ortodoxă, acolo în Dej, unde v-ați născut și ați copilărit. Cum vă amintiți aceste începuturi ale vieții de credință, începuturi într-o familie creștină, unde erați două surori, nu? Cu părinți dedicați care se ocupau de dumneavoastră și v-au insuflat această dragoste față de cer, pentru că ați zis mi-e dor de cer și revenim la această poezie pe parcursul emisiunii. Deci m-am născut la Dej în 1977 și am fost botezată ortodoxă. Botezul implică și mirul și prima sfântă împărtășanie, așa este ritul, este ritul botezului mult mai bogat în acest sens de sacramente, deoarece mama mea de origine greco-catolică știa adevărul nostru, știa că suntem greco-catolici și tata știa, doar că atunci în timpul comunismului, știm cu toții prea bine, biserica greco-catolică nu mai exista și atunci nu erau preoți greco-catolici care să boteze. Și atunci sora mai mare a mamei doar a mai apucat să fie botezată greco-catolică și apoi toți frații, mama fiind 8 copii, toți au fost botezați ortodoxi. A fost aceasta o cale mai grea? Ar fi fost o cale mai ușoară să-și reprime credința, să nu și-o manifeste, să nu mai mergeți deloc la biserică, fiind, cum a zis, de fapt greco-catolici? Cred că a fost un bine că am continuat să mergem la biserică, deoarece preoții ortodoxi erau foarte buni, acum au decedat aproape toți și îmi amintesc clar cuvântul de învățătură, predicile. Deci chiar dacă mergeam în biserica ortodoxă, eram îndrumați înspre credință, înspre cele veșnice, eram chiar practicanți. Îmi amintesc mama dimineața, duminica la ora 9 ne îmbrăca.
era altă mentalitate, nu ne întreba vrei să vii, nu vrei să vii, ce facem astăzi, că este duminică sau ce facem mâine. Noi știam că la nouă mama ne îmbrăca, ne scotea hăinuțele din dulăpior, se îmbrăcau și mergeam la liturghie. Încă trebuia să fim foarte atente la predică, pentru că acasă mama ne întreba ce a spus părintele la predică, ce învățătură tragem, cu ce ne întoarcem. Părinții mei se și cuminecau, așa se spune la el în părtășanie, se cuminecau destul de des. Și chiar îmi amintesc odată, m-am pus la rând cu mama și acolo se cuminică și copiii. Deci mi l-a dat și mie pe Iisus în prima împărtășanie, nu eram eu atunci foarte conștientă, mama mi-a explicat acasă ce înseamnă, că nu trebuia să intru în rând, dar preotul m-a văzut doritoare de Dumnezeu, de cele sfinte copilă fiind, și mi-a dat împărtășania, dar consider că a fost un bine. Făcând o oarecare comparație între ritualul nostru al catolicilor și cel al ortodoxilor, mă gândesc că totuși pentru un copil nu este foarte atrăgător ritul bizantin. Totuși vorbiți că în acea perioadă aveați această dragoste de a merge la slujbă, de, nu era practic o opțiune, nu era o alegere, era un mod de a trăi. Era o chestiune care făcea parte din existența dumneavoastră. Vă amintiți, copil fiind, să vă fi plictisit acele slujbe în stil bizantin? Cred că ne-au și plictisit. Mi-amintesc acum, ne mai jucam între noi și odată chiar am scăpat o nucă acolo în biserică. Au ajuns nuca în centrul bisericii. Mama acasă ne-a spus, sigur că de la voi au ajuns nuca acolo. Dar erau și momente în care le îndrăgeau părinții sau știam că așa trebuie să fie. Știu că la predică eram tot timpul foarte atenți. De acum știam că după cuminicătură urma să se sfârșească. Când am crescut mai mari, deja am crescut în biserica greco-catolică, în clandestinitate, și atunci deja ne-au explicat altfel și ritul, și lecturile, și de ce ne împărtășim. După aia am făcut oficial prima împărtășanie pe ascuns într-un apartament, nu știa nimeni unde mergem, la preot nu-i spuneam părinte, îi spuneam nene, ca să nu afle lumea unde mergem. Deci încet, încet am conștientizat și consider că este un rit chiar bogat, chiar plăcut, are rugăciuni deosebite și o profunzime aparte, la care vom reveni pe parcursul emisiunii. A zis că se întâmpla în clandestinitate. Aveți totuși o vârstă fragedă. Cât de mult înțelegeați din acest lucru? Era practic un lucru interzis pe care totuși părinții vă puneau să-l faceți. Cum ați perceput acest lucru? La început, bine, ne-au și luat cu ușurelul, în sensul că la prima slujbă mergeam la ortodox și la 10 parcă era. Și apoi mergeam la 12 la liturghia greco-catolică în casa acestui preot. Eram doar câteva familii. Mai întâi a mers mătușa noastră, sora mai mare a mamei, apoi a mers mama, s-au asigurat că pot să ne ducă și pe noi. După câteva luni l-am dus și pe tata. Tata era mai expus, în sensul că a lucrat și pe șantier, a fost și pasic de noapte într-o școală, erau obligatoriu membrii de partid, membrii în sindicat, nu vreau nici să-i expunem prea mult pe ei, dar ne-au explicat că nu trebuie să știe nimeni, ne-au explicat diferențele, noi am înțeles. Pe atunci cred că copii fiind eram un pic mai maturi și înțelegeam altfel lucrurile. Ați spus de două ori chiar că erați foarte atentă la predică. Astăzi, sora Victoria, nu, trecută prin atâta experiențe despre care vom vorbi, scrie poezii. Credeți că poeziile pe care le scrieți, și iată le-am pus și prietenilor noștri, o poezie de pe YouTube, poezia Mi-e dor de cer, credeți că și-au aceste versuri, rădăcinile, chiar în acele predici pe care atunci le-ați ascultat cu atenție? Eu cred că își au, pentru că era cuvântul Domnului și așa era, cum se spune, fărămițat, nu știu cum să mă exprim, pentru noi, și veneam acasă și știam să repetăm. Și am constatat, bine, după mulți ani de viață consacrată, când mă uitam în urmă, că acele liturghii, și mai ales liturghiile și pe ascuns, alea m-au uzidit în interior. Deci tăria mea interioară pe care o am acum, relația personală pe care o am cu Hristos, pe care atunci nu o aveam, atunci era ritu, bine, eram și mică, nici nu putem pretinde mare relație, înțelegere, dar am recunoscut pașii de acum, maturitatea mea de acum, am recunoscut rădăcinile de atunci. Rădăcini, poate, care au fost întărite și de tatăl, care știu că este preot greco-catolic. Da, da. Un lucru aparte și acesta, mai ales pentru acele timpuri. Da.
Tata a fost sfințit preot în 92 și îmi amintesc foarte bine că a făcut 4 ani de seminar, 90, 91, 91, 92 și 88, 89, 90, nu. Deci, în sfârșit, până în 90 practic, a făcut după căderea comunismului, 2 ani și 2 ani înainte. Anii dinainte mergea la seminar clandestin total, mergea la preoții, profesori greco-catolici acasă la Cluj. Cum priveați dumneavoastră ca și copil acest lucru? Că tata se pregătește să fie preot. Era o dorință foarte mare. A lui, dar și a noastră. Noi eram foarte bucuroase, noi eram copile. Când se întorceau de la Cluj, preotul care îl însoțea ne dădea tot timpul ori bomboane, ori ciocolată, ceva. Noi eram foarte săraci, vreau să spun, și mama nu-și permitea. Și atunci tot timpul tata venea cu ceva de la Cluj. Și știu că era un secret foarte mare. Și nu știau nici mătușile, nimeni. După 90 a căzut comunismul, nu ne-a mai anunțat că noi putem să spunem. Și a venit sora tatei de la Luguj și mi-a spus. Am aflat de la cealaltă mătușe că tăticu se pregătește, cum spunem noi, ticu se pregătește să devină preot. Și am spus că nu e adevărat. Eu știam că e un secret. Și am stat pe spini până a venit mama acasă să-i și spun v-a confirmat cum că de e mătușa știe și mama mi-a spus, i-am spus eu că acum putem să spunem. Deci am crescut și cu acea taină care era o greutate pentru noi, dar am trăit-o foarte pozitiv. Cred că v-a maturizat foarte mult da. Și lucrurile acestea și v-a făcut un om de bază, un om căruia atunci când îi încredințezi ceva e cu siguranță și rămâne acolo. Da. Și acest lucru vă ajută în activitatea da. Dumneavoastră foarte de astăzi, da. în încrederea pe care o au cei pe care, cu care interacționați. Deși tatăl, iată, în 92 a fost sfințit preot și profesat, nu? Cum se spune, bănuiesc că făcea da. Celebrări, mergeați da. La aceste slujbe da. Cu inima da. Plină, că e ticul la altar, nu da, e așa? Da, da, da. Ați fost totuși o tânără care a cunoscut și viața pe care o cunosc cele mai multe tinere din zilele de astăzi. Și anume, cu dans, cu discotecă, nu? Cu un mic machiaj și chiar cu tocuri, cu mi-ați tocuri. Mărturisit. Ce vă amintiți în acea perioadă, soră Victoria Pop? Pentru că este într-adevăr un lucru mai rar întâlnit și vă felicit mai ales pentru faptul că spuneți aceste lucruri. Mi se pare extraordinar și mi se pare că astfel îndepărtați acea etichetă că lasă surorile și preoții, nu știu ele cum e cu tinerii, nu știu cum e cu viața de familie. Deci iată o soră care a mers la discotecă, care a dansat, care a avut un iubit, nu-i așa, care a fost trei. Pe cale să se... trei, deci așa, și a fost chiar la un moment dat cerută în căsătorie. Povestiți-mi despre acele timpuri, soră Victoria. Deci am avut o copilărie și o adolescență foarte normală. Am intrat în mănăstire la 19 ani. Deci am terminat liceul în iunie și în septembrie am intrat în mănăstire. Deci până la momentul intrării în mănăstire a fost o viață de adolescentă și tânără, liberă. Da. La discotecă mergeam mai rar, doar când mergeam la țară la mătușa, pentru că mama, bine, tata fiind și preot, ne-a educat mult mai rigid, adică la 10 fix. Chiar dacă ieșeam cu prietenul, cu iubitul, ieșea și sora mea cu prietenul ei, noi la 10 fix trebuia să batem la ușă. Stăteam la etajul 4. Dacă cumva ferească Sfântul întârzea, mama nu ne deschidea, ne pedepsea. Ne deschidea la un moment dat. S-a întâmplat foarte des, pentru că eram tineri. Și atunci tata, dacă era acasă, trebuia să-i spună la mama, du-te femeie, deschide că n-au vecinii, că fetele întârzie. Nu era păcat, nu era nimic ieșit din comun. Nu făceați nimic greșit, nimic dar greșit. Era o regulă. Nouă ne plăcea că nu ne deschidea, că încă mai stăteam pe casa scării și mai povesteam. Deci era tot în favoarea noastră rigiditatea ei, dar am crescut cu un bun simț, am crescut cu o regulă care, uite, acum am prinde foarte bine, pentru că acum avem regulă la viața de mănăstire, rugăciunea, plecarea, intrarea, cererea permisiunii, deci totul m-a clădit, cum am spus. Am avut un prieten deja din clasa 7-a până în liceu, pot să spun că a fost relația cea mai sănătoasă. La erați nivel... îndrăgostite, soră? Eram îndrăgostită, chiar ne iubeam și la un moment dat ne-am despărțit, cred din cauza mea, nu mi-am amintesc exact de ce, dar el venea acasă la noi în fiecare seară, m-a ajutat să-mi fac temele, era mai mare decât mine cu 4 ani, deci putea să mă ajute la teme, ne rugam rozariu împreună, aveam decada asta din rozariu viu și era obligatoriu, vai, să nu afle mama că n-am făcut decada de rozar seara. Și eram în liceu, veneam pauza mare la mine, pauză, venea cu bicicleta, ne mai plimbam doi pași când apucam. A fost relația cea mai constructivă. Cum o priveau părinții?
Vă vedeau ca pe o adolescentă, o tânără care se pregătește pentru viața de familie, având o relație atât de lungă? Da, pentru că atunci cam așa erau relațiile. Nu aveai nu știu câte aventuri sau nu știu câte relații înainte sau nu știu câți gagici. Aveai unul, doi buni și atunci te se cam decidea. De familie. Mai ales că și el a intrat în seminar. El este acum preot, cred că catolic, căsătorit, deși el a intrat în seminar, îmi amintesc, ne scriam scrisori, nu era ca acum, cu mail-ul, cu Facebook-ul, cu SMS, într-o secundă afli ce face celălalt, așteptam răspuns la scrisori câte două săptămâni, nu știam când vine acasă, dacă vine, dacă nu vine, deci a fost o relație foarte constructivă, foarte adevărată. Chiar m-a ajutat să mă maturizez în problemele familiei, cum e adolescența, 14-15 ani, să se pare că mama, că tata, deci problemele care se ivesc, deci m-a ajutat să cresc. Relația asta o consider... Și în acele momente vă vedeați mamă, vă vedeați soție, vă pregăteați pentru acest lucru? Așa vă închipuiați că va fi viața dumneavoastră? Ce m-a determinat să intru în mănăstire a fost faptul că nu mă vedeam în asta. Deci l-am iubit foarte mult, urma la un moment dat să ne căsătorim garantat, s-a terminat relația cu el, am început o relație cu un băiat ortodox din sat de unde tata era paroh, asta era minunea ecumenismului, pentru că acolo era un scandal mare, un ortodox din sat să umble cu fica preotului greco-catolic, dar el lucra la Dej, era și bogat, avea bani, nu mă uitam la asta, pe el asta l-a marcat, că eu țineam la el nu pentru banii pe care mi-aducea, eu chiar nu vreau să-mi aducă mie nimic, mie chiar nu-mi trebuia, atunci eram foarte săraci, mâncam semințe, pufuleți sau pufarin sau mentosane, că erau 50 de bani, deci nu eram obișnuită la cofetărie sau la cinema sau... Nu aveți așteptări de acest gen. Efectiv, erați în căutarea unei relații corecte, corecte și sincere. Da, și chiar ne-am îndrăgit și aici a fost un semn real pentru că atunci am hotărât să intru în mănăstire și el seara am ieșit amândoi să ne plimbăm ca pe drum și i-am spus că vreau să spun ceva, o vreau să spună și el ceva și el vroia de acum să ne unim într-un mod mai, adică relația noastră să ducă la bun sfârșit cum ar veni și atunci eu am spus, uite, îmi pare rău, poate era mai bine să spun eu înainte, eu am hotărât să intru în mănăstire, știe mama, știe tata. De unde această decizie, soră? Cum? De la o viață care părea pregătită pentru o familie, această curbură bruscă către mănăstire? Îmi amintesc că atunci, în anul ăla, 96, s-a căsătorit o prietenă, am impresia că și o verișoară, dacă nu mă înșel, s-au căsătorit mai multe tinere în jurul meu. Atunci cam așa era, ori mergeai la facultate, ori te căsătoreai, nu prea erau ca să acum. Stai acasă, că... fără Da. Acum te duci prin țări străine, faci concedii, atunci nu, era mult mai simplu. Și la un moment dat m-am întrebat, oare e și pentru mine calea asta de căsătorie? Și atâta simțeam în mine că nu este. Nu am văzut călugărițe în viața mea, pentru că nu erau mănăstiri în zona Dejului, greco-catolici fiind, romanul catolic era o biserică franciscană, dar chiar nu i-am văzut nici măcar îmbrăcați niciodată. Nu știam ce înseamnă fondator, n-am auzit vorbindu-se despre carismă. Eu n-am intrat ca să-i slujesc pe cei sărași, pentru că nu știam nici nimic despre părțile astea ale vieții consacrate. Eu am știut că dacă nu mă căsătoresc, poate Dumnezeu are pentru mine alt plan. Înainte de a vă gândi să luați în calcul mănăstirea, când era vorba de alegerea unei profesii, la ce v-ați gândit? Ce ați fi vrut să deveniți? Atunci aș fi vrut să mă înscriu la FEA la Cluj. Mama vrea să devină contabilă, gestionară, nu știu, finanțe, ceva. Și sau tata vroia, nu mai știu, careva dintre ei și am mers la Cluj să mă înscriu cu sora mea mai mare într-o luni și atunci mi-am amintesc perfect, când am intrat în tren, am urcat în tren, i-am spus la Iisus, dacă tu vrei să rămân în lume, mă înscriu la facultate. Dacă vrei să intru în mănăstire, nu mă înscriu și așa a fost. Foarte ciudat, era numai portarul atunci la facultate. Și nu erau primuri în Dej, nu aveam unde să-mi multiplic cartea de contabilitate pe care trebuia să dau admitere acolo. În Cluj am găsit vreo 3 primuri, erau foarte aglomerate, nu puteam să las cartea că nu aveam tren mai târziu și n-am reușit să mă înscriu. Și ați luat-o cap în sân. Și când am urcat în tren, mi-am făcut cruce și am ajuns acasă și am spus la tata, hai cu mine săptămâna asta la directorul meu spiritual, care era căsătorit și el avea copii, mergeam vara să-i cresc copii, să-l ajut. Și am spus, hai cu mine, erau vreo 3 ore cu trenul la Elva Mică, era mai, nu prea îmi plăcea să călătoresc singură și tata a venit cu mine și... Cum a reacționat când i-ați spus ce intenționați? Tata? Tata. Tatălui i-a spus mama,
pentru că tata atunci, nu știu, nu prea vroia fete la mănăstire, pentru că biserica greco-catolică era așa într-un fel de criză, abia ieșită din comunism. Sora mea, Mișlocie, a fost într-o mănăstire la Bazilene atunci și nu că nu s-a regăsit, a stat și numai vreo două zile, nu prea a înțeles, dar bine, era și tânără, ele atunci abia adunate de pe drumuri din comunism, de prin apartamente și nu că sunt ori deziluzionată, sunt ori și o zic că nu prea am înțeles. Bine, ea s-a căsătorit, acum nu era pentru ea. Și eu i-am spus mamei, mama foarte mulțumită, și am spus mamei, spune-i tu tatei să vezi cum o ia. Și după aia eu îi explic. Și tata, cu puterea Duhului Sfânt, o accepta din prima, e mândru, e bucuros, mă susține, dacă merg în față datorită liturghiilor pe care necontenitele celebrează și de câte ori avem o problemă, o neliniște, o ceva, sau decedează careva, sau eu sun... Celebrează, te rog, o slujbă și deci suntem toate cred noi... Cred că sunteți cea mai bună dovadă de ecumenism. Familia dumneavoastră a trecut așa prin toate și iată că ele se pot îmbina în mod favorabil. Pentru că trecem la următoarea etapă, când ați venit în Iași, nu? Da. La mănăstire și ați devenit romano-catolică. Deci, da. Născută ortodoxă, crescută ortodoxă, devenită sau reîntoarsă la religia familiei, de fapt greco-catolică, și iată în 96, când luați decizia de a intra în mănăstire, ajungeți la Iași și cum deveniți soră romano-catolică? Deci eu m-am dus la directorul spiritual, care sub influența Duhului Sfânt mi-a spus imediat, nu te duc la Cluj, adică la greco-catolici. La greco-catolici, pentru că este prea aproape de casă. Și aici a fost profet. Și tentată să vii acasă? Da. De fapt, sau, asta era teama lui? Nu știu dacă asta a fost teama lui, dar am văzut un beneficiu foarte mare de tașarea. Nu mai sunt condiționat acum de nimic. Familia are probleme, mă rog, pentru ei, însoțesc, merg acasă, în concediu, dar sunt foarte detașat în cel mai bun sens al cuvântului. Și ne susținem reciproc, dar nu sunt condiționată. Practic e o dăruire totală. O dăruire totală și mai ales că mergeam acasă mult mai rar, fiind 8 ore cu trenul, etc. Deci nu, nici la un hram n-am fost. Deci aici surorile merg la hram, eu nu merg pentru că e prea departe și chiar pentru o zi două nu mă obosesc. Și atunci directorul spiritual a zis nu Cluj, ci Iași. Iași. Dânsul a fost odată în seminar la Iași atunci și o ieșit pe aici cu mașina, pe aici mă scuzați, pe la proprii fără soț, spre Vaslui, o ieșit cu mașina și a văzut pe stânga o casă mare, abia era inaugurată Casa Providenței și a văzut că scrie Casa Providenței și nu știu, a intrat, o dus-o pe sora mea ca să vadă exact ce este, cred. Și după aia mi-au spus, uite, eu te duc acolo, eu nu știu ce e acolo, nu cunosc măicuțele, nu știu despre ce este vorba, dar mergem acolo. Și am venit cu trenul la Botoșani, etc., am greșit trenul, confuze, ploaia. Și am ajuns, surorile m-au primit foarte bine, am luat cunoștință de cauză, am văzut că sunt măicuțe, am văzut că sunt îmbrăcate, am văzut că există o capelă, că fac totuși ceva. Și v-a atras această... A fost confirmarea pe loc. M-am întors înapoi la Dej să mă pregătesc și apoi am fost însoțită de mătușa și de unchiul că lucrau în CFR și aveau bilet gratuit. Mama cu tata nu-și permiteau biletul și am ajuns în 96 în septembrie. Și după o lună m-am simțit ca acasă și a fost semnul adevărat al vocației mele. N-a venit după nicio clipă în care v-ați gândit, totuși, parcă mă tentează și parcă aș vrea să mă întorc, să încerc o viață de familie? Nu. Niciodată. Nu, pentru că m-am simțit tot timpul împlinită. Dumnezeu dă harul. Dacă este de la El, ca orice activitatea noastră zilnică, dacă este de la El... Și m-a răsplătit însutit, deci... Nu că am rămas fără studii sau nu că n-am mai ieșit în lume sau... Pentru că știm bine, ați plecat la studii, ați fost la Roma, adică v-ați dezvoltat, ați crescut și din punct de vedere intelectual și spiritual. Cum a fost acest parcurs? Odată venită la Iași, ce v-a oferit această viață de mănăstire? Pe unde v-au purtat pașii? Deci am stat 4 ani la Iași, un an de aspirandat, 3 ani de postulandat, îți primii pași care se fac. Bine, au fost 4 ani pentru că eu chiar nu aveam idee, deci când am auzit despre fondator mă întrebam cine-i, până am înțeles că e Don Guanela, că o fondat, că o creat, că există preoți, că există surori, există cooperatorii, în sfârșit, deci mie mi-a fost mai lung un pic parcursul, de obicei postulandatul e 2 ani, am făcut 3, pentru că am avut probabil... considerat de superior, mai mare nevoie de mai multă aprofundare. Apoi am fost în Italia, în nord, la Como, lângă Como, pentru 2 ani de noviciat. Am făcut prima profesiune la Roma în 2003. Am stat 4 ani într-o casă cu persoane cu dizabilități care m-au educat enorm. Eu nu am văzut o persoană cu handicap în viața mea.
Acolo ați văzut primele persoane. Da, nu știam dacă sunt stare să mă apropiu sau să nu mă apropiu. V-au marcat acei oameni? M-au marcat pentru că prima dată m-au dus la etaj unde erau cei mai gravi. Și nu am vrut acolo. Și le-am spus, dacă vreți să ajut în casă, eram postulantă încă, eu pot să ajut unde cât de cât mai normale, măcar până mă obișnuiesc. M-am depășit, am stat acolo 4 ani, acum aș lucra și cu cei mai gravi, îmi place foarte mult. Acum cât am stat la Roma, am fost 2 luni la mare, în tabără, deci e o minunăție cu persoane cu dizabilități grave sau mai puțin grave la mare. Deci acum... Ce ne învață, sora, aceste persoane? Pentru că vorbiți cu atâta drag despre o categorie a oamenilor pe care cei mai mulți o resping, nu? Deseori, cei cu handicap sunt dați la o parte, sunt evitați. Știm bine și când e vorba de adopții și când e vorba de a îngriji o persoană cu handicap, mulți fac un pas în spate. Ce putem învăța, de fapt, de la aceste persoane care duc această cruce a unui handicap? Noi învățăm că avem fiecare o demnitate, bine, asta e teorie curată, dar avem o frumusețe interioară fiecare. Și noi știm din teorie, da, că chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu știu ce, în ele e foarte greu de văzut. Dar dacă noi stăm cu ele și ne obișnuim într-o privire, într-un zâmbet, într-un gest, le descoperim încet, încet, de fapt, bogăția interioară și la urma urmei noi suntem răsplătite. Deci eu m-am întors de la mare după o lună frântă, deci eram frântă, terminată, era cald, era nisip, era muncă, bine, aveam angajați, clar, nu mergem fără educatori, fără asistent medical, deci suntem foarte organizați. Deci eu m-am întors frântă de acolo, dar atât am fost de bucuroasă. Bucuroasă, alimentată fiind de fericire. De fete, noi le spunem fete, au 30 de ani, 40 de ani, 18 ani, 20 de ani, oricum adulte, deci să dansez cu ele, bansul ăsta faimos Gerusaleme, nu? Place la toată lumea acum, în top, să dansez cu ele pe plajă, pe nisip și să le iei de mână să te plimbi și mi-am dat seama de bogăția lor interioară pentru că acolo aveam timp să stau cu ele și le explicam, ne salută marea, ne salută soarele, a doua zi mă luau ele de mână să mă ducă ele la val, să ne salute valul. Deci noi nu avem capacitatea să mergem dincolo de urâțenia asta lor, pentru că sunt multe deformate, surâte sau... Așa e povara lor, și așa e crucea lor. Și deci, efectiv, aparent, n-ar atrage. Vorbiți cu mare drag și afecțiune, aș putea să spun, dar sunt totuși momente în care simțiți că răbdarea ajunge. Da, da, ce sunt. Se întâmplă atunci și cum vă recalibrați, să spunem, cum o luați de la zero? Deci, sunt momente... De multe ori e foarte greu, pentru că mai ales când ești și frânt, ești obosit, ajuns seara, bine, de multe ori și educativ să ridici vocea, de foarte multe ori. Eu am lucrat și într-o casă de copii, într-o casă de tip familiar, unde erau 3 nivele de ridicare a vocii, ca ei să înțeleagă. Și deja știam cu educatorul, cu psihologul, la ce nivel respectiv ar fi înțeles că trebuie să cedeze. Și noi nu putem ceda în fața lor, că atunci suntem terminați noi, deci ne sar toți în cap. De multe ori ridici vocea că știi că trebuie să o ridici și de multe ori o ridici că efectiv se pierde răbdarea. Avantajul este că suntem tot timpul o echipă, deci niciodată nu stăm singure noi sau angajații cu ele sau cu ei, depinde de ce beneficiari sunt, și atunci ne compensăm și suntem toți adulți. Dacă eu mi-am dat seama că mi-am pierdut răbdarea și am zis vreo 2 șanse, așează-te că imediat e prânzul răstit, după aia merg de acolo și zic la educatoare, du-te afară, vezi că m-am răstit, mi-am pierdut răbdarea și bine, e clar că trece, că doar ne compensăm și după aia faci o glumă, faci un joc sau le-am educat pe multe să-și ceară scuze în felul lor, că dacă nu înțelege nimic efectiv, o luăm de o mână, o punem în fața persoanei cu care o greși sau în fața farfuriei pe care o spart-o și spunem, cer scuze, promis că nu mai face. După 2 minute face iară, dar înțelege că este o continuitate, o consecință a gestului. Și totuși, sără, ceea ce povestiți acum îmi închipui că are un caracter repetitiv. Odată la câteva zile sunteți nevoită din nou să treceți prin asta și din nou și din nou. Dar nu odată la câteva zile, într-o zi de mai multe ori. Ați spus că vă simțiți împlinită. Poate un lucru atât de greu, nu? Pentru noi care nu ne închipuim că am putea să facem așa ceva, să avem atâta răbdare și să repetăm un lucru fără ca acesta să fie îmbunătățit sau rezolvat, poate aduce împlinire unui om? Aduce împlinirea pentru că la un moment dat, nu că la un moment dat, de fapt noi nu o facem ca și meserie,
la un moment dat noi ajungem să iubim persoanele și aici intră harul lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu m-a chemat și ne-a chemat pe noi, pe calea pe care mergem, facem față doar datorită harului. Deci dacă eu mă gândesc că nu puteam să mă uit la ele, că erau de grave și de desfigurate și la un moment dat am spus, nu mă trimiteți la etajul 3 că nu mă simt, că începeam deja să mă agit dinainte de a urca, vreau să stau la etajul 1 unde sunt mai normale, acum îmi dau seama că pot să merg la oricare etaj, că fac față și aș gestiona orice situație la mare, la un moment dat la 6 dimineața mă trezeam cu una la ușă care venea și pe care se urca efectiv pe mine că nu-l recunoștea pe angajat, că angajatul era nou și trebuia să stau eu până venea angajata veche. Deci sunt mecanisme care se creează, dar intervine și harul. În primul rând harul ne conduce, nu suntem noi conștienți în fiecare zi, că doar nu stăm să ne gândim hai harul la noi, dar deja suntem formate, devine normal, precum cu bătrânii, altă luptă, altă suferință, cu copiii, cu minori în dificultate, instituționalizați. Și aveți darul de a cunoaște toate aceste, da, aceste zone, pentru că știm că activați și atât pentru bătrâni, cât și pentru fetele din internat și copii. Mi-ați zis că ați fost la mare, dar am înțeles că a fost un mers la mare așa, pentru alții, nu pentru, pentru alții, dumneavoastră. Da, da, da. Cum arată totuși un concediu, o vacanță pentru soria Victoria, pentru sora Victoria Pop? O, vacanța mea este în familie. Nu pentru alții. Deci nu pentru alții, pentru mine personal. Deci merg acasă, mă duc cu microbuzul 8 ore și ajung acasă frântă. Bine, de obicei ajung și extenuat un pic după un an de treabă. Și merg acasă, merg la Dej, la bloc unde avem apartament. Părinții mei acum stau la țară, unde tata este paroh. E un sătuc mic, unde e foarte mare liniște. Și stau la oraș un pic, când mă duc la soră, când mă duc la cealaltă, când stau acasă cu mama și efectiv 2-3 zile mă odihnesc, dorm. Și mama nici nu deschide ușa la nimeni, că eu mă odihnesc și apoi și merg la țară, la țară e foarte mare liniște, încărcăm lemnele, scoatem ceapa sau punem pe iarnă, deci nu munci extra, pentru că acum e deja se descurcă, mai de mult erau mult mai grele muncile, mai ajutam la țară sau la chestii de genul, acum deja și calitatea vieții s-a mai schimbat, nici nu mai suntem așa săraci ca înainte, deci la țară mergem cu mașina, care a cumpărat o mașină, s-a schimbat mult mai mult, deci mult mai puțin efort și acum chiar mă hotărăsc să mă odihnesc, mă respectă toți, mai mergem pe la rude, mai vin rudele la noi, mai facem câte o ieșire când participați, ne mai permite. La slujbele celebrate de tata atunci când mergeți acasă? Da, când merg la țară și când sunt la oraș, avem parohia efectiv la colțul blocului. O să vă rog pe final de emisiune, pentru că, iată, ați zis că încă participați la slujbele greco-catolice, știm bine, la cele romano-catolice participați aici în Iași și cu siguranță vă amintiți fragmente, episoade din copilărie de la frații ortodoxi. Haideți să trecem prin toate cele trei manifestări ale credinței, nu? Pe mod, cum ar spune tânăra generație, ortodox, greco-catolic sau romano-catolic, și să evidențiem un lucru bun, un lucru unic, un lucru poate extraordinar pe care îl oferă fiecare dintre ele. Pot să încep invers, te rog, ca să pot să mă exprim. Ce am descoperit în Biserica Romano-Catolică și ceea ce m-a construit și ceea ce m-a făcut să conștientizez de fapt esența vieții mele este faptul, așa consider eu, nu este dogmă, nu este adevăr de credință, este relația personală care se creează cu Dumnezeu fiind liberă celebrare, adică tu îl vezi pe preot, preotul ridică ostea și spune iată mielul lui Dumnezeu și tu te uiți la Hristos, bine, cu ochii credinței, clar. La greco-catolici și la ortodoxi, deci în ritul bizantin, ca să nu facem diferențe, da, este iconostasul. Și preotul e dincolo de iconostas. Și au ei un rit, ușile, se deschid ușile, iese preotul afară. Dar nu este contactul ăsta vizual, direct, cu preotul, cu potirul, cu ostia, cu, îl vezi că ridică mâinile, dacă e un preot bun, celebrează bine și te atrage, te încântă, te introduce înspre. În ritul practic bizantin, e mai mult ca un mister? Este mai mult, exact, uite, e mai mult ca un mister, ca o taină. Ce este unic în ritul bizantin și de multe ori tânjesc după liturghie bizantină, abia aștept să ajung acasă, au niște cuvinte minunate. Deci îmi amintesc înainte de împărtășanie, după împărtășanie. Deci după împărtășanie, de exemplu, se recită văzutam lumina cea adevărată,
în împărtășanie, luat-am spiritul cel ceresc, aflat-am credința cea adevărată, nedespărțită, preasfintei treimi închinându-ne. Deci, dacă eu mă gândesc că am văzut lumina cea adevărată, luat-am spiritul cel ceresc, apoi cum ies eu schimbată de la acea slujbă? Că apoi a fost iconostas, nu a fost iconostas, a fost lungă, nu a fost lungă, am înțeles sau n-am înțeles. Dar dacă eu percep acea bucățică luată în spiritul cel ceresc, e clar că ies din biserică cu alt spirit și altfel trăiesc. Și apoi ajungem la poezie, îmi trăiesc cerul sau îmi doresc cerul. Dar bine, liturgia bizantină cere mult mai mult atenție, pentru că se spune de foarte multe ori, greco-catolicii, Doamne, îndură-te spre noi, ortodoxi, Doamne, miluiește-ne. De fapt, la ce trebuie să ne ducă? Trebuie să ne ducă la rugăciunea inimii. Dar asta implică și o concentrare, pentru că pentru ce ne spui, Doamne, miluiește-ne? Pentru cei ce călătoresc, pentru cei ce se roagă, pentru cei ce suferă, pentru... Deci pentru. Deci trebuie și o atenție mult mai mare, dar se ajunge la rugăciunea inimii când tu spui, Doamne, îndură-te, Doamne, îndură-te. Vorbiți despre profunzime, vorbiți despre înțelegerea unor lucruri misterioase, le spunem așa. Cum facem, soră, cu o tânără generație, cu cei mici, cu copiii, astfel încât în dezvoltarea pe care o au ei în timpurile noastre să prindă și această parte spirituală care este, a dovedit chiar și viața dumneavoastră, nu? Cât atât de importantă. Eu cred că aici totul pornește de la părinți, din familie. Și aici e responsabilitatea cea mai mare. De asta ne străduim și noi cu angajații, cu rudele noastre, cu părinții fetelor, cu părinții copiilor, cu toți cei cu care ne întâlnim. E foarte importantă prezența părinților, dar prezența, nu știu cum să spun, deci mi-a povestit o soră de la Șchea, noi avem acolo un centru de zi. Copilul era mic, avea obluni și mămica îi făcea cruce cu mâna, dar copilul mic de obluni. Și sora se bucura foarte tare și atâta râdea scumpul ăsta de bebeluș. Ei nici nu înțelegea probabil ce face mama. Dar îl face la obluni, semnul cruci, îl face la 9 luni, îl face la 10 luni, îl face la un an, la 2, la 3. Îi imprim practic acest lucru. I-ai imprimat practic. Este o familie cu doi copii care vin la noi, la căminul de bătrân, la liturghie. Și am rămas edificată. Mama i-a spus fetiței, când se iasă din biserică, după ce a vorbit cu noi, după liturghie, îl salutăm pe Iisus și apoi ieșim. Și mama s-a închinat, s-a îngenunchiat și apoi fetița. Mama n-a întrebat-o pe fetiță, garantat, mergem, vii, vrei, nu vii, îți place, nu-ți vrei, place. Cine e Iisus, ne închinăm, nu ne închinăm. I-a spus, îl salutăm pe Iisus înainte de a ieși. Și atunci copilul crește de la sine, intră în sânge, nu se mai întreabă. Sunteți o fericită, pentru că iată, versurile pe care le scrieți au cu siguranță inspirație din viața pe care o trăiți, din viața dumneavoastră, din viața pe care o dăruiți altora și din ceea ce vă dăruiesc alții în interacțiunea pe care o aveți. Și nu putem încheia fără să vă doresc să publicați aceste poezii și să faceți o lansare frumoasă cu toți cei care au fost alături aici la Ercis, cu mare drag. Și vă rog pe final de emisiune să ne propuneți o altă poezie cu care să încheiem emisiunea. Deci dacă la început am pus Mie dor de cer, să punem la final Trăirea mea e cer, pentru că până la urmă și în viața zilnică noi nici nu ne gândim la atâtea câte am spus acum, harul sau rădăcinile sau liturghiile trăite. Noi în viața de zi cu zi trăim efectiv de ceea ce ne alimentăm. Și până la urmă, orice suferință, orice greutate, că sunt foarte multe, deci butonul ăsta nu-l atingem, deci sunt, nu putem spune că nu sunt, dar totul se termină în scopul nostru pentru care trăim, și asta o spun de câte ori am ocazia. Și atunci trăirea noastră este cer, pentru că noi până la urmă pentru asta trăim. Când mă orbește zarea cu soarele ce arde, iar razele de lună pătrund prin nori stingheri, când inima îmi bate în ritm de armonie, pătrunsă de iubire, trăirea-mi este cer.
vâltoarea zilei pline în freamă trecător, cu noaptea ce răsare în foc mistuitor, mă înalță din adâncul ființei ostenite. În dimineți senine, privirea-mi este cer. Ești tu cel ce mă învălui, iubire răstignită, suflarea ta inundă întunecate colțuri, iar harul când mă atinge și roaie de lumină, tresalt de bucurie, simțirea-mi este cer. Vă mulțumesc, sora Victoria Pop, pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes și răbdare în ceea ce faceți, acel mod ripit pe care îl trăiți mereu să fie cu răbdare și forță. Și să ne sară Sandra cât mai rar. Bine, nu ne sare, dar oricum ne sare și eu. Suntem oameni. Da, bine, mulțumesc eu din suflet. Dragi prieteni, faceți cer din ceea ce aveți. Trăiți cer, visați la cer și fiți cer pentru alții. Cred că se poate și acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem la următoarea emisiune, Interviul Săptămânii. Toate cele bune! Interviul Săptămânii la RCIS FM.